Esta noche viene a decirla un nuevo episodio de Euro Truck. Me vemos, no más fuchín. De todo, está aquí. Un carité, güey, esta media ya rungemos. Que termina el juego. Y este parte, aunque de mí, no convine pentru que en cinco sería. Si sería esta, me preocupa de mucho. Serios. Hai, găsine-mă că la Budapesta. Nu, că trebuie să fie. Uite, fix la Budapesta. Bun, deci o să iau remorca și ne întâlnim pe autostradă. Bun, deci am ajuns aproape de autostradă. Mi-am luat Volvo-ul cu mine ca să-l vedeți mai bine. Și m-a luat radarul, mă, fiarec de radar, mă, radarule, mă, te urăsc foarte mult. Nu pot să-ți explic în cuvinte ce simt eu pentru tine atunci când tu îmi dai o amendă și scazi 500 de euro din buget, dar pentru că eu am un buget foarte extraordinar de exorbitant, de uriaș. De mare, păi nu mă deranjează. Ce m-a deranjat asta, mă rog? Pentru că tu Volvo-ul stai aici. Fiindcă eu am o treabă importantă cu tine. Nu, nu te duci încolo și nici nu ești de pe banda ta. Stai mă odată. Nu vrea să stea, vreau pe banda de urgență, nebunul. Stai mă, așa. Pe dreapta avem un TEF și să vedeți când ajungem în România. Mamă, ce frumos va fi dacă nu plouă. Dacă plouă, asta e. S-a întâmplat și asta. Ia uite, avem mare hală pentru cai. Lumesc, e o hală industrială acolo pe dreapta, drumul lucru pe stânga în față. Aprindem și noi farurile. Aprindem-o! Spus. Praștia, mătile. Claxon. Eu vreau să aprind farurile și tu îmi dai claxon. Mama, naiba. Trece, te bat. Uu! Ce mă speriai de tine, băi. Băi, tu, domnule NPC, m-ai speriat. Te urăsc. Pentru că m-ai speriat. Și vă amintiți că am spus că de astăzi urăsc toate NPC-urile din Eurotrack. Toate. Și trenul. E urât. Absolut toate. În afară de colegii tiriști NPC-uri, pentru că uite un tractor. Pentru că trebuie să mai discut și eu cu cineva, nu? Dar și poate la vară bag mare multiplayer pe server cu Alin. Și tare gat de sârmă, oameni sfinte. Și ne mai folosește în 2008, în 2019 gat de sârmă. Să fim serioși acum. Că vreau să vă spun că vreau să bag mare multiplayer pe server cu Alinu. Nușul nostru, care m-a ajutat în câteva videoclipuri mititele. Ar vrea să mă ajute și în ăsta. Și că el. Te urăsc. Și da. O să văd ce pot să fac și dacă pot să fac ceva. Dacă te loviți ca acum, risc să-mi stric Volvo, deci de-aia să te depășesc. Nu te mai depășesc. Fiariera în naiba de drum în lucru. Fiariera în naiba să fie. Azi și mâine că m-am săturat de drumurile astea în lucru. De-abia aștept în România să ajung, să pot și eu să mă distrez, să închei seria și după ne apucăm de cuci. Pentru că așa vreau și pentru că, da.
o să fie distractiv să ducem oameni de la Stockholm până în România, cum am făcut și cu Eurotrack-ul, doar că acolo e mai frumos. Asta vedeți voi. Ce ai făcut, dude? Ați făcut pana amândoi? Și nu e bun. Apoi unde mă te bagi? Nu vezi că e banda mea, trebuia să fii în spatele meu. Mamă, deci pentru asta nu te vin după tine. Sunt chiar în spatele tău și sunt gata să te scot de pe drum orice-ar fi. Deci orice-ar fi, îl prind pe ăla și... Aoleu. La nou, nu-l mai... Ba, îl prindem! Pe cine lovești tu, a? Ia marș încoa. Marș, că vrea să te scot de pe drum. Nu mai pot să văd absolut nimic. Și plouă îngrozitor de tare. Treci la tăticul să te calce, să te calc un pic, amă un pic. Un pic acolo, nu mult, ca să zici că te strivesc. Pic, că ți-mi dă și o bară și îți stric motorul și atât. Deci, m-aș încoa, nemernicule, deci te bat. Văd că a început să plouă, cea mai urâtă vreme din Eurotrack, din penultimul episod de Eurotrack din seria asta.